Hello, dragile mele și dragii mei, din nou suntem împreună și din nou discutăm despre frumusețea și îngrijirea părului. Vreau să vă mulțumesc foarte tare pentru că faceți acest lucru, că aveți grijă de voi și de părul vostru și vreau să vă mulțumesc tuturor celor 135.000 plus de oameni care sunt prezenți pe acest canal de YouTube. Dați iubirea mai departe, dați subscribe, dați share, porniți-vă notificările ca împreună să creștem un canal de YouTube cât mai frumos și cât mai sănătos și cât mai bun pentru informațiile legată de frumusețea și îngrijirea părului. Astăzi aș zice să discutăm despre cum îngrijim corect părul vopsit. Procesele chimice, să știți că sunt procese de cele mai multe ori irreversibile asupra fibrei capilare. Ele modifică nu doar culoarea, ci și structura în sine a firului de păr. Trebuie să devenim conștienți de acest lucru. Și cu cât facem mai des acest lucru, în special peste părțile care deja au fost colorate sau decolorate, cu atâta există un potențial risc de stricare a fibrei capilare. În momentul în care te-ai hotărât să te vopsești, este foarte important să înțelegi de fapt ce se întâmplă cu părul tău. Și o să te rog să urmărești videoclipurile mele dedicate acestui lucru. Cum vopsim părul acasă, care sunt factorii care contează și așa mai departe. Dacă ai luat decizia să îți colorezi părul, rugămintea mea este să iei în același timp și decizia de a schimba regimul de îngrijire și de a investi în produse speciale pentru părul tău. Nu este o minciună. Ai nevoie de produse care sunt formulate special pentru părul colorat. Așa cum îți spuneam, efectul este irreversibil și transformă nu doar culoarea părului tău, ci și structura părului tău. În consecință, vei avea nevoie de alte lucruri față de cele pe care le foloseai până acum. La toate brandurile, atât în mass market cât și în zona profesională, există produse speciale pentru îngrijirea părului colorat. Mai mult decât atât, există produse speciale pentru îngrijirea părului colorat și blond. Da? Deci atunci când colorăm părul, avem păr colorat și avem păr colorat blond. Aceste două categorii, în permanență, vor avea nevoie de o îngrijire specială. Pe lângă asta, ține cont de ce textură de păr ai. Dacă până acum puteai să mai sari peste o mască sau peste un tratament, odată ce ai colorat părul, indiferent de culoarea pe care părul tău o are în acest moment, va trebui să folosești în permanență un tratament pentru păr. Este foarte important să faci acest lucru. Dacă ai un păr foarte fin, poți să optezi pentru un balsam pentru păr colorat. Însă dacă ai un păr normal sau un păr puțin mai gros, rugămintea mea este să folosești o mască tratament, nu un tratament balsam. Da? Adică rugămintea mea este să adaptezi produsul de îngrijire, texturii tale de păr și procesului chimic prin care a trecut. De asemenea, cred că ați și observat că există firme, branduri de colorare în mass market care vin la pachet cu îngrijirea post-colorare. Această îngrijire post-colorare este foarte, foarte importantă. De asemenea, dacă îți vopsești părul în salon, rugămintea mea este să stai de vorbă cu stilistul tău despre produsele pe care ar trebui să le folosești pentru acasă, pentru a menține reflexele culorii, pentru a menține sănătatea culorii și de asemenea te rog să le cumperi de la el, dacă și vopsitul ai făcut la el sau la ea și sfaturile le-ai luat din acel loc, ia și produsul de acolo. Uneori s-ar putea să existe o diferență de preț, dar să știi că ea există justificat. Nu este pur și simplu un adaos. Nu toată lumea ia produsul cu același preț de la distribuitori. Sunt mai mulți distribuitori de mai multe ori și nu toată lumea are acces la aceiași distribuitori. Dar nimeni nu vrea să te supraîncarce, pur și simplu este vorba de a good business. Și o formă de respect reciproc. Eu te sfătuiesc corect și tu cumperi de la mine. Asta este așa o notă personală, știu că unele dintre voi sunteți foarte sensibile la asta și recurgeți imediat la www, dar și pentru noi să știți că este un gest cumva care nu ne place foarte mult cum faceți poză și luați de altundeva. Vă zic cu toată sinceritatea, fără să vă acuz de nimica, dar repet, să știți că nu este confortabil nici pentru noi când vă vedem că faceți poze cu telefonul la produse și efectiv vă faceți că plouă. Bun, deci îngrijim părul așa cum trebuie să-l îngrijim cu produse de culoare. De ce este important acest lucru? De cele mai multe ori, produsele de îngrijire și menținere a părului colorat sunt formulate mai blând și special pentru părul colorat. Când zic mai blând, mă refer la
pH-ul produsului în sine, adică este mai blând cu părul nostru tocmai pentru că el are nevoie de puțin mai multă îngrijire și de cele mai multe ori acest tip de produse conțin ingrediente suplimentare, cum sunt antioxidanții, cum sunt produse care ecranează razele UV, cum sunt extra proteine pentru îngrijirea fibrei capilare, adică real conțin cantități mai mari sau ingrediente diferite față de alte produse, tocmai pentru că nevoile părului diferit, părului colorat sunt diferite. Deci, primul lucru pe care îl faci, îți schimbi și gama de îngrijire. De asemenea, dacă ai probleme cu scalpul, să știi că poți să te speli pe scalp cu un șampon potrivit scalpului tău și părul, lungimea părului, o poți spăla cu un produs pentru menținerea și îngrijirea culorii. Deci poți să faci acest lucru. Ați observat, cred că, de cele mai multe ori șampoanele dermatocosmetice cam scot culoarea din păr. Da? Deci lucrul acesta este foarte important să îl faci. Dacă ai o culoare pretențioasă, un alt lucru pe care te sfătuiesc să faci, adică să-l adaugi ca și îngrijire a culorii, este să nuanțezi părul. Adică între două vopsituri, pe la jumate distanță între două vopsituri, dacă, repet, ai o culoare pretențioasă, poți să folosești o culoare semi sau demi-permanentă pentru a menține reflexele frumoase ale culorii tale. De asemenea, pentru blonde, poți folosi un șampon cu pigment violet, care este o formă de colorare directă, pentru că acela este un pigment deja dezvoltat, pentru a menține niște reflexe neutralizate, nu pentru a face părul mov, ci pentru pur și simplu a menține niște reflexe neutralizate. De asemenea, dacă ai părul colorat și simți că este uscat, rugămintea mea este să folosești un leave-in conditioner, un tratament care rămâne pe firul de păr. Este clar că colorarea în sine a afectat un pic mai mult părul decât era cazul și ai nevoie să pui în permanență ceva pe firul de păr pentru a-i păstra nivelul optim de hidratare. De asemenea, rugămintea mea este să ai grijă la procesarea termică a părului. Deci dacă ai părul colorat, el este și mai sensibil la coafare față de un păr natural. Deci rugămintea mea este să ai grijă cum îl coafezi, să usuci suficient de mult la liber, să pui protecție termică și leave-in pe el, să te asiguri că nu este agresat din punct de vedere al temperaturii pe care o folosești, să ai instrumentele bune pentru coafare. Adică toate aceste elemente vor contribui la sănătatea pe termen lung a părului tău și mai mult decât atât, să știi că real căldura excesivă îți va strica culoarea. Adică efectiv va strica culoarea. Da? Deci cu cât este mai mare căldură, cu atâta culoarea ta o să iasă mai repede din firul de păr sau o să se degradeze mai repede reflexele. Dragile mele și dragii mei, sper că aceste lucruri vă dau o imagine corectă asupra modului în care trebuie să îngrijim un păr colorat și e foarte, foarte important real să fiți conștiente că încă o dată este nevoie de o îngrijire diferită, de atenție la ce produse folosim, la modul în care coafăm părul și la extra produsele pe care trebuie să le aplicăm, care să rămână pe firul de păr. Dacă veți face lucrurile acestea potrivite pentru voi, sunt sigur că o să vă bucurați de părul vostru colorat. Până data viitoare, aștept comentariile voastre, vreau să știu ce funcționează pentru voi și ce nu funcționează pentru voi. Dacă aveți tips and tricks, vă rog să ni le spuneți ca să le împărțim cu toată comunitatea. Și nu uitați, aveți grijă de părul vostru! Pa, pa!